Prieteni dragi, bine v-am regăsit de la Timpuri Povestite. Sunt Otilia și astăzi vă duc pe tărâmuri austriece, în apropierea lui Sisi și a soțului ei, Franz Josef. Dar nu vom vorbi despre ei, ci despre fiul lor, Rudolf. Își făcuse nenumărate promisiuni personale că va înceta cu petrecerile și cu amorurile femeilor ușoare. Îi făcuse câteva jurăminte și tatălui său, exasperat că, din fiul studios și disciplinat, acela de acum aducea tot mai des numele familiei imperiale pe paginile ziarelor de scandal. Avea destule pe cap împăratul Franz Josef al Austriei, încât să mai aibă griji și de nebuniile fiului său. A privit cu toleranță câteva escapade amoroase, făcuse și el din acestea în tinerețe. Unui bărbat adevărat, până la urmă, îi mai trebuie și așa ceva, să-l mai distragă de la presiunile sarcinilor, să-i mai ridice moralul. Mama lui cândva i-a orchestrat seri cu femei igienice, între ghilimele, în apartamentele imperiale. N-a uitat, dar parcă nu așa. Băuse și el, avuzese femei, vânase, se mai distrase, dar și-a văzut de coroană și de îndatoriri. Fiul acesta, Rudolf, era prea de tot. Și păcat de el că se arăta fiind diplomat și bun strateg. Chiar avea unele lucruri foarte interesante de spus și niște idei revoluționare, iar carisma și tinerețea îl făceau destul de iubit de popor. L-a trimis chiar în unele misiuni diplomatice de probă și s-a descurcat admirabil, chiar mai bine decât miniștrii săi. Bietul Franz Josef, ce să facă cu băiatul acesta care se îndrăgostea în fiecare zi de câte o femeiușcă? Dar din acelea de bordel, nu de familie bună, cât de cât. Îl chemase la el de câteva ori, iar Rudolf îi jurase că se va ocupa de îndatoririle sale de prinț moștenitor și că va avea în vedere coroana. Promisiunile au durat până la prima damă care i-a ieșit în cale. Ca și cum dădea ochii cu vreo fustă, cum uita de toate, mai puțin că era bărbat. Dar, de data aceasta, faptul că luase boli venerice și îl ținuseră la pat, l-a înfuriat pe împărat. Gata, las o masă se însoare. Dar cu cine? Nu că nu erau femei, dar ca prinț moștenitor al unui asemenea imperiu, nu te însori în grabă cu prima pe care o găsești. Bine, după Rudolf ar fi mers și o maitresă de bordel. Mai era și Madame Mitzi Gaspar, cântăreață de la operă, cu care se întrevedea adesea la Meierling, locul în care Rudolf organiza adevărate orgii. Unele prințese chiar l-au evitat, spanioloaice de fapt, au știut ele că era mai bine să nu. Dar Franz Josef, împăratul, a aflat de la propria sa mamă, arhiducesa Sofia, că prin suita nevestei sale, Sisi, bine, atunci când se afla ea prin palat, pentru că de obicei era plecată peste tot pe la neamuri, e bine, în suita nevestei se aflau unele prințese. De fapt, chiar avea dreptate. Nu se plimba toată ziua după Rudolf, contele de Hoyos și prințul de Coburg, iar acesta din urmă, marea femeiat, era și el însurat degeaba, că numai de petreceri se ținea? Ei bine, prințul de Coburg era însurat cu una dintre fiicele lui Leopold al II-lea al Belgiei, care și aceasta la rândul ei avea o soră, nemăritată, Stefania, fiica mijlocie a lui Leopold al II-lea al Belgiei. Venea și aceasta pe la soră, sora mai mare, când și când, să mai scape de amantele lui taicăsu. Vă propun pentru aceasta materialul Blanche de la Croix ca să vedeți ce mai făcea Leopold al Belgiei. Deci, s-a găsit o nevastă pentru Rudolf. Stefania era cea mai potrivită. Și ce a zis acesta când a văzut-o? Ei bine, logică i-a plăcut de ea, ca de toate până atunci. Era și minoră, ceea ce i-a atras atenția, ba ceva din firea ei bună și caldă l-a făcut să-și promită că se va cuminți și că se va ocupa de imperiu. Și chiar s-a produs o mișcare importantă în conștiința petrecărețelui de Rudolf, care a simțit impulsul unui om ce avea să se împlinească la casa lui. Căută să o facă fericită pe Stefania, cu care s-a însurat într-o zi de mai, cu câteva zile înainte ca aceasta să împlinească 17 ani, iar el avea 23. Și de mai bine de 5 ani ținea sus titlurile cronicilor de scandal din Viena și din Austria. Era și aceasta o realizare personală, nimic de zis. Cu Stefania a schimbat tactica. Ieșea adesea în drumeții, îmbătat de curiozitatea fetei de a cunoaște mai bine Austria. Se spune că le plăcea să facă câte o nebunie, adică să se îmbrace simplu și să iasă cu trăsura doar ei doi, prin pădurile Vienei.
Se mai spune, deși aceste mărturii n-au fost scrise nicăieri, că tinerii însurăței au găsit într-o zonă retrasă a unui sătuc o bătrână despre care știau că este ghicitoare. Aceasta i-ar fi citit în palmă lui Rudolf și, deși nu știa cine era, i-a văzut destinul și a priceput că era fiul de împărat și că avea să trăiască o tragedie. Bătrâna l-ar fi avertizat să ocolească cursele de cai, raterul și femeile cu păr negru și ochi întunecați. Ștefania, care era cu el în asemenea întâlnire, s-a cutremurat, dar a considerat că sunt născociri de bătrână. Nu despre ea era vorba, desigur, căci ea avea un păr bălai și ondulat și ochii ca cerul de vară. În trecutul lui Rudolf și în prezentul despre care ea nu știa, existau ceva femei cu asemenea descrieri. Despre aceste previziuni aflase cu rugămintea să nu sufle o vorbă nimănui, chiar credinciosul majordom personal al lui Rudolf, bătrânul Loscek, acesta îi cunoștea toate secretele. Chiar a fost trimis de către Rudolf pe ascuns să o mai tragă de limbă pe bătrână, căci prezicerile ei ambigue îl cam bântuiau pe tânărul prinț, dar ar fi găsit-o pe babă fără suflare. Mai bine decât să fi zis iară cine știe ce. Să povestim despre moștenitorii care se așteptau în urma uniunii prințului moștenitor cu Ștefania? Bineînțeles că toată lumea stătea cu ochii pe cuplul regal, cel tânăr. Ștefania a dat naștere unei fetițe, Elisabeta Marie de Austria, arhiducesa, așa cum avea să fie cunoscută mai târziu. Nașterea ei n-a bucurat atât de tare pe prințul Rudolf, care dorea evident un băiat, dar a îndrăcit-o până la urmă pe fetiță. Poate doar Loscek, bătrânul, mai știa că într-o bună zi, într-o goană nebună de cai cu șareta, fix la prater, Rudolf a mânat caii atât de tare și a răsturnat-o, provocând leșinul soției sale. Aceasta era atunci însărcinată cu un băiat, dar sarcina n-a putut să fie salvată. Dacă fusese o profeție, aceasta a început să se adeverească. Caii și praterul au adus deja o primă etapă de nefericire lui Rudolf. Din păcate, nașterea fetiței n-a adus nicio atenuantă asupra înstrăinării părinților ei, o înstrăinare care a venit ca o iarnă în viețile lor. Vieții de ei, dacă ne gândim la Rudolf, n-avem ce să pretindem. A fost un copil deștept, dar prea intimidat de tată, cu o mamă absentă și distantă și cu o bunică care l-a crescut în locul ei. A avut prea multe presiuni pe umeri încă de la naștere și îi se cerea constant să fie un bun soldat. Pentru asta, pregătirea în armată a început de când era mic. Venea ținut în ploaie multe ore și în temperaturi joase ca să se călească, iar noaptea, ca să îi se antreneze rezistența la stres și spiritul ager, venea trezit cu focuri de armă. Era deștept, dar bolnăvicios, doritor de cunoaștere, iubitor de vânătoare și haiducie în natură. Mai târziu a început să cadă pradă distracțiilor cu fel de fel de stimulente din seria băuturi, droguri și femei. Orice îl făcea să fugă încă o dată de treburile imperiale și de angajamente îndelungate și serioase. Și dacă s-a însurat Rudolf, ce scofală a făcut? Ștefania nici ea nu era mai pricepută să țină căsătoria la locul ei. La 17 ani, ce să știi despre bărbați și amoruri? În plus, când tu vii dintr-o familie cu un tată tiran, cu o mamă nefericită, mai ai lângă tine o soră măritată cu un chefliu și afemeiat ca soțul tău, ce poți să înțelegi de la viață? Că așa este ea, cu nefericire și cu căsătorii în care contezi doar dacă naști bărbați. Frumoasă exagerat, pare că nu era. Soacra ei, Sisi, obsedată de frumuseți cum o știm, dar și o mare bârfitoare la adresa altora, o descrie foarte urât pe biata Ștefania. Prea tânără și urâtă, o va porecli mai târziu în jurnalele sale cămilă, hidoasă și țărancă flamandă. Sisi a vorbit, cea care nici măcar nu știa să mănânce cu furculița. Când s-a măritat? Cei doi soți într-adevăr sunt nepotriviți. Rudolf era un bon viveur, în timp ce mireasa lui, nu prea feminină, derutată de vâltorile vieții, se dovedea inexpertă să țină o căsnicie cu un soț ca al ei. Și apoi, de una singură, cât poți să repari? Deci, ce să rămână din această uniune a doi copii nefericiți? Un copil care a fost o decepție prost ascunsă de către ambii părinți. Ștefania și-a văzut de soartă ce să facă. A crescut fata, a încercat să țină capul sus în lume.
Rudolf, aluneca în patima femeilor iarăși, așa cum aluneca și în cea a chefurilor înnecate în alcool și în droguri, și uita rapid de propriile promisiuni și de cele date tatălui său. Și iarăși petreceri și orgii la Meierling. Reluase relațiile cu o metresă de bordel de la care se infectase de blenoragie într-o formă foarte gravă și și-a contaminat apoi și soția, făcând în așa fel încât să nu mai poată avea copii vreodată. Rudolf începuse să se vadă precum un eșec. Nimic nu construia bun în jurul lui. Nici măcar nu se putea ține de cuvânt în fața tatălui, care îl soma tot mai des să se lase de porcării și să se ocupe de nevastă și de copil. Aflase și socrusul Leopold, Tamân din Belgia, că fiicele lui trăiau rău la curtea de la Viena din cauza lui Rudolf, care nu doar că nu se ocupa de nevastă, dar îl mai trăgea după el și pe cumnat, pe prințul de Coburg, însurat cu fica mai mare a lui Leopold. Două fete a lui Leopold trăiau rău la Viena. Păi, trebuiau să se facă de râs chiar în așa hal? Pe bună dreptate, până la urmă. În plus, Franz Iosef era și el bătrân și apăsat de problemele imperiului. Avea nevoie de o mână de ajutor tot mai mare, dar de la cine? Cum n-a că mai sosise încă o știre că Rudolf se îndrăgostise de o altă minoră, o baronesă fără mare avere, dar dintr-o familie de diplomați. Bine, nu din cauza aceasta l-a chemat din nou pe fiul său în cabinet. Mai auzise din acestea, iar acum chiar întrecuse măsura, ceruse Rudolf în persoană marelui pontif să-i ofere divorțul. Împăratul avea răspunsul acestuia în mână, era furibund de trădarea fiului. Fiul său, moștenitorul Imperiului Austriei, îi ceruse papei să-i anuleze căsătoria cu Ștefania ca el apoi să fie liber să se însoare iarăși cu fata aceea? Era prea de tot, era din calea afară de nechipzuit. O căsătorie de felul acesta ar fi aruncat în aer nu doar moștenirea tronului, tot imperiul, toată Europa. Nu-i venea să creadă marelui împărat ce-i trecea prin minte fiului său, să ceară divorț, să renunțe la coroană. Dacă nu încercase toate manevrele cu Rudolf, Franz Iosef mai avea una, să-și regăsească calmul și să aibă o întrevedere, unică întrevedere, de la tată la fiu cu fiul său. Iar când acesta intră spășit în amplul birou, împăratul știu că se afla în fața unui băiețandru dezorientat, sfâșiat de dragoste. Avu milă pentru bietul suflet chinuit de cele mai grele trăiri. Se mai certaseră aprig și în trecut și în fața ministrului său, Otto von Bismarck. Acum erau iarăși ei doi, la puțin timp după ultima întrevedere, discutând despre aceleași lucruri. Bietul împărat știu că trebuia să găsească o cale să-l facă din nou pe fiu să plece, nu doar promițând îndreptări, dar respectându-le odată pentru totdeauna, pentru binele lui. Se făcea târziu, nu mai era timp, iar tânărul părea împuținat la trup și îmbolnăvit de dragoste. Discutară ca de la tată la fiu, ca niciodată. Îi ceru tânărului să se descarce de toate apăsările. Nu-i spuse ce știa. Că a voit să provoace la duel până și pe un pretendent al fetei, un duce. Doamne atotputernicule, cum să se prezinte la duel un moștenitor regal? Niciodată vreodată în lume un moștenitor regal nu avea voie să intre în duel. Și nu că Rudolf nu cunoștea aceste lucruri, dar voise, culmea, să fie reprezentat de către prietenii lui de beție, adică să moară aceia în locul lui, vreunul din ei. Bătrânului împărat, gândirea aceasta nu-i arăta decât rătăcire, dezechilibru, pierzanie, distrugere. Era limpede că fiul său avea mai mare nevoie de ajutor ca niciodată. Îi povesti tatălui cu sufletul sfâșiat cum o cunoscuse pe Maria von Wetzera. Bineînțeles că în casa verișoarei lui, contesa Lariș. Aceasta era fiica fratelui mai mare a lui Sisi, adică mama lui, deci era o verișoară primară și cam de o seamă cu el, dar măcar nu se băga în orgii ca Rudolf. Contesa Lariș făcea ce făceau toate femeile din clasele înalte, dădeau petreceri, organizau serate și bineînțeles că aveau o sumedenie de lipitori pe lângă ele, care căutau și ele să se mărite bine. Ca Maria von Wetzera, de exemplu, pe care mama ei, datorită averii făcute de către tatăl său la Constantinopol, își cam permitea să intre în cercurile înalte. Bine, știa și împăratul că se străduia mama acesteia, cheltuind destul, că nu avea prea mult, dar avea două fiice prețioase pe care spera să le mărite avantajos.
Împăratul știa că fiica cea mare, Maria, era și cea mai frumoasă. Prințul era îndrăgostit de ea, mai ales că aceasta era un fruct cam interzis. Fata se prezenta la petrecerile contesei Lariș pentru măritat și nu putea să-i fie compromisă reputația dacă prințul i-o defăima. Deci iubirea n-avea să ajungă prea departe. Totuși, și de aici situația a degenerat, căci fata a început să facă nebunii foarte mari, la început destul de mult ascunse de lume. Rapoartele împăratului indicau cu oră precisă când fata fugea de acasă nopțile, ajungând până la Meierling, după Rudolf, asta de vreo 3 luni încoace. Dar când ești împărat și atâta pe cap, știi la ce detaliu să te oprești și înțelegi imediat ce are urmări și ce nu și ce fel de urmări. Deci, dacă reputația fetei avea să fie pătată, nu era o chestiune imperială. Câte nu făceau ce făceau și tot ieșeau basma curată, măritându-se cu careva. Raba împăratului era Rudolf însuși, care clocotea întreaga Vienă cu nesăbuințele lui. Hai, treacă meargă cu faptul că îi propusese cândva unei amante de la operă să se ucidă împreună. Asta după o beție cu droguri la Meierling. Cântăreața de operă s-a dus și a declarat la poliție să-l oprească pe nebun să nu facă ceva de genul acesta. Ea-l iubea, dar n-avea de gând să se sinucide cu el. Bine că a avut mintea la ea acasă. Lui Rudolf se pare că depresia și tâmpenia aceasta i-a trecut. Apoi duelul. Chelia lui Franz Iosef se mărise cu 1 centimetru și atunci. Cum să participi tu, prinț, la un duel? Cum să provoci unul? Cine a mai văzut așa ceva? Trecuse și aceasta. Nu se întâmplase evident, pentru că el, împăratul, avusese grijă. Avea oameni plătiți să-l țină din scurt pe nechipzuit. Acum să-și lase moștenirea și să se însoare cu alta, era prea mult și obositor pentru bătrânul împărat. Știa bătrânul împărat că exista și un duce de Braganța care o ceruse de nevastă pe fata aceea, dar poate că și acest lucru a pus paie pe foc în dragostea clandestină a fiului, pentru că avea rival. Iar Maria credea ca proasta că avea să-și lase regatul și nevasta pentru ea. Ei, aș, cât avea el să aibă suflare în piept Franz Iosef, așa ceva n-avea să se întâmple, poate peste cadavrul lui. Și n-a făcut un secret din a-i arăta fiului refuzul marelui pontif în a-i acorda divorțul, ascunzându-și într-un fel amărăciunea pe care o simți în plin. Își privi cu compătimire băiatul împuținat la trup, cu ochii băgați în orbite, cu privirea pierdută de atâtea băuturi și de nedormit. Evident că judecata nu-i mai funcționa inteligentului său fiu, căci cum avea să primească accept de divorț de la papă fără ca el, împăratul, să fie înștiințat? Nu cum făcuse, dar cum gândise o asemenea nebunie, asta îl deruta pe bătrânul tată. Aceasta nu era o gândire de un strateg, nu era o gândire de un om care trebuia să conducă într-o zi un imperiu. Era o copilărie și una de o naivitate neiertătoare și periculoasă pe deasupra. Era semnalul cel mai strigător de alarmă. Trebuia să facă ceva cu fiul acesta, până nu era prea târziu. Și în ciuda toate, îi spuse că-l iartă și că-l iubește. Și îi vorbi nu ca împărat, ci ca tată, dar îi aduse aminte că avea o coroană pe umeri, o aveau amândoi într-un fel, iar fiul, înțelegând că nu are izbândă cu divorțul, dar cu o așa iertare venită ca de la un Dumnezeu, se îmbărbătă. Da, avea să fie alt om, de astăzi, de acum, chiar acum. Promitea că avea să respecte ce a promis și chiar mai mult de atât, și se aruncă la picioarele tatălui cerând iertare cu lacrimi în fața lacrimilor acestuia. Era 26 ianuarie 1889, când cei doi bărbați își ușurară sufletele punând speranță înăuntru. Îi ceru iertare și Ștefaniei, soției sale, care se arătă atinsă de răvășitoarea schimbare de atitudine a soțului. Aveau să aibă o recepție împreună în curând și 2 zile mai târziu, Ștefania fu femeia cea mai curtenitor tratată dintre toate cele prezente. Rudolf o înconjura cu atenție care însufleți întreaga adunare. Bărbați și femei se priviră dintr-o dată cu alții ochi și își șopteau cu indulgență despre dragostea care părea să se înfiripe iarăși între cei doi soți. Era un spectacol în sine Rudolf când făcea curte unei femei, ce era drept, iar acum triumfa la propriu alături de el soția lui, Ștefania.
Dar la acea serată se afla și contesa Lariș, care mijlocise întrevederile cu Maria von Wetzera. Era acolo și, deși zâmbea înțelegătoare, nu-și putea crede ochilor că buna ei prietenă, baroneasa Maria, avea să fie exclusă din ecuație. Îl cunoștea ea pe Rudolf, îl cunoșteau toți, dar cine putea ști? Poate chiar avea să renunțe definitiv la cea care, chiar într-un moment, acasă la ea, își frângea mâinile de dor și de îngrijorare că prințul nu-i mai dăduse nicio veste. Era apatică și îngrijorată Maria von Wetzera și împoverată că trebuia să răspundă cererii în căsătoria contului de Braganța, care începuse să înțeleagă că ea nu-l iubea. În plus, mai aflase și acesta zvonurile că aleasa lui fugea nopțile la Meierling și că petrecea acolo în camera prințului. Apoi Maria mai trăia sub presiunea faptului că bogăția familiei depindea de alegerile ei. Însă sufletul ei naiv nu putea să aleagă ceea ce conștiința indica. Avea în față un bărbat bogat, frumos și care îi promisese că o apără de orice primejdie. Dar nu era prințul pe care ea îl voia și la care nu putea ajunge. Cum de cum, Maria era sigură că papa îi va acorda divorțul prințului și că el chiar își va lăsa soția pentru iubirea lor. Știa că era iubită de Rudolf și se pricepea acesta să joace teatru în fața multora, așa cum juca și ea în fața familiei ei. Multă lume, multă vreme, nimeni n-a înțeles povestea lor și nimeni n-a știut adevărul. În acea seară, Maria von Wetzera știa că prințul Rudolf se împăcase cu soția lui, iar asta o ucidea. Dacă nu avea să-i dea un semn de viață cât mai curând se va duce la el, ea personal să-i liceară. Negreșit chiar mine. Și ca într-un vis după petrecerea la care Ștefania triumfase, prințul Rudolf se lăsă cuprins iarăși de neliniști. Nu băuse nimic toată noaptea și nu făcuse decât să fie mai șarmant decât fusese în viața lui vreodată. Dar acum, în singurătatea apartamentului său, în noaptea care cădea și în zăpada care se așternea, îi era dor de Meierling, de Maria von Wetzera și de iluziile vieții libere în doi. Încălecă în plină noapte și se duse la Meierling după ce trimise vorbă tot în plină noapte tuturor că el avea să fie acolo. Tuturor? În principal contelui de Hoyos și prințului de Coburg. Aceștia îl urmară imediat a doua zi, pe 29 ianuarie, la o partidă de vânătoare, ca pe vremuri. Dar, tot ca pe vremuri, apăruse și o dansatoare, și sticle de alcool, și niște substanțe stranii pe post de droguri. Și cum necum, vestea ducându-se ca gândul, apăruse și Maria von Wetzera, neanunțată și neașteptată, ba mai mult, adusă de un birjar al lui Rudolf care se afla la Viena. Maria pe semne știa cu cine să ia legătura și să afle unde era Rudolf și cum să ajungă la el, așa că în plină noapte, după câteva zile de când iubitul nu-i mai dăduse niciun semn de viață și de când știa că se împăcase cu soția, fugi de acasă cu ținta Meierling. Rudolf chiar urmărea prestația unei balerine cu care se distrau amicii săi când fu surprins de apariția timidă a birjarului. Acela n-avea ce să caute acolo, dar i-a șoptit la ureche că avea pentru el un comision foarte important și figura lui Rudolf s-a modificat dintr-o dată. Părăsi locul distracției și, pe o cale dosnică, o introduse în apartamentul său pe Maria, distrusă și neconsolată că iubirea lor avea să se termine. Aflase și ea că nu era cu putință să fie mireasa lui Rudolf, dar nu mai putea nici să fie cea a contelui de Braganța. Nu mai dorea să fie și venise acolo să-i propună lui Rudolf să nu se mai despartă niciodată. Exista un unic mod în care puteau să fie pentru totdeauna împreună, iar această dovadă de iubire a fost exact ce îndrăgostitul prinț a vrut să mai audă. În dimineața zilei de 30 ianuarie 1889 la Meierling, la 30 de kilometri de Viena, camerisul personal al prințului de Austria deschide ușa camerii stăpânului său, cu dificultate. Era mereu ora la care avea să-l pregătească de trezire pentru micul dejun. Când fusese trimis să se retragă cu o seară înainte mai devreme, pentru că, în lipsa lui, prințul și prietenii aveau să se descurce singur, bătrânul majordom nu și-a putut imagina că acela avea să fie ultimul moment când își mai vedea în viață stăpânul. Prințul Rudolf, fiul împăratului Franz Iosef și al lui Sisi, moștenitorul Imperiului Austro-Ungar,
Nu putea să-și creadă ochiul că prințul era căzut peste un scaun cu gura deschisă și cu fața plină de sânge. În cameră pe pat se afla cadavrul unei frumoase femei, prea tânără ca viața ei să fie oprită atunci. Bătrânul Loscek cunoștea viața viforosului său stăpân. Știa că tânăra fată era baronesa Maria von Wetzera, dar nu avusese habar că aceasta se afla în cabana de vânătoare chiar în acea noapte. N-o văzuse venind și nimeni nu știuse că avea să vină. Alergă să alerteze prietenii cu care prințul chefuise și cu care venise însoțit cu două seri în urmă, contele de Hoyos și prințul de Coburg, aceiași oameni care nu lipseau din suita lui Rudolf al Austriei. Când contele Hoyos a dat buzna să vadă scena oribilă, realiză că pe o masă de toaletă erau scrisori, cărui scris, fără niciun dubiu, aparținea prințului. Ce dezastru! De când intrase în viața lui această tânără baronesă Maria von Wetzera, se întețiseră scandalurile în jurul nesăbuitului prinț și iată că acum totul se transformase într-o tragedie, una care, fără îndoială, va avea mari implicații politice. Imediat cei doi prieteni ai prințului, treziți rapid din beția de cu o noapte înainte, se avântară prin nămeți către Viena cu vești cumplite. Contele Hoyos, prințul de Coburg și majordomul Loscek au făcut ce au putut să aducă vestea împăratului și în același timp să alerteze rudele Mariei von Wetzera. Erau toate ingredientele unei nebunii a cărei limită s-a depășit prea mult. La prima vedere, ordinea desfășurării faptelor era că mai întâi a decedat ea, apoi el a scris niște scrisori, după care și-a tras un glonț în cap. Contele de Hoyos fu cel care și-a luat sarcina să înștiințeze împăratul Franz Iosef. Nu știm cum s-au derulat acele tragice momente, dar o astfel de veste nu se putea da decât personal, iar la împărat se ajungea cu dificultate. Era un întreg protocol și o serie de filtre umane prin care putea ajunge un mesaj la Franz Iosef. Timpul scurt de la sosirea contului Hoyos la palat, întâlnirea cu aghiotantul împăratului care a considerat că era mai bine ca împărăteasa să fie în măsură să dea catastrofală veste soțului și cum se făcea dimineață, iar aceasta lua lecții de greacă cu un maestru, evident a venit întreruptă de către dama ei de companie, nimeni n-a vrut să meargă cu vestea la împărat. Între timp a fost înștiințată și sora prințului, arhiducesa Maria Valeria, și soția lui Rudolf, Ștefania. Împărăteasa i-a comunicat vestea soțului ei între patru ochi. Împăratul a părăsit camera devastat. Între timp, mecanismele poliționești în asemenea situații s-au pus în mișcare rapid. Cabana de la Meierling a venit izolată, iar trupurile celor doi îndrăgostiți aveau să ia drumuri diferite. Rudolf este adus în noaptea aceea sub escortă și în secret la palat. Vestea despre moartea lui se dori să fie una de natură medicală, datorită ruperii unui anevrism al inimii. Indiciile duceau direct către ipoteza otrăvirii. Totuși, cauza morții n-a fost crezută de nimeni mai mult de o zi, mai ales după ce o Vienă întreagă știa despre relația clandestină a lui Rudolf cu minora Maria Wetzera, cu atât mai mult cu cât se afla că ea fusese la Meierling în acea noapte. Și cu atât mai mult cu cât baroneasa era de negăsit și nimeni, desigur, n-a mai văzut-o de atunci. Ipoteza unui atac de cord sau altor probleme inopinante a lui Rudolf oricum n-aveau legătură cu moartea Mariei Wetzera la Meierling, iar corpul acesteia trebuia să dispară de la locul faptei. Ce s-a făcut cu el? E bine, trupul Mariei Wetzera a fost înhumat în mare grabă și în secret, fără să se facă o anchetă judiciară. Nici măcar mama baroanei, înștiințată tot de către prințul de Coburg, n-a participat la înmormântare. Dar și pentru această faptă au venit împrăștiate mai multe teorii ulterior. Se spune că rudele ei, un unchi și chiar un pretendent al fetei, au venit în grabă să ia cadavrul de la Meierling fără să i se facă o verificare amănunțită. Dar cea mai plauzibilă poveste era că, în plină noapte, aceea de după sinucidere, Maria a venit scoasă din casă într-o trăsură și ținută în așa fel între două persoane încât să pară o ființă care călătorea. Avea o pălărie pe cap, un baston înfipt în palton, cât să-i țină spatele drept, și așa a fost scoasă din Meierling și dusă la o localitate apropiată și îngropată în grabă, fără să aibă șansa unei mormântări adevărate, fără ca rudele acesteia să poată participa. Cazul a fost închis rapid, sinucidere prin împușcare în cazul lui Rudolf.
Franz Iosef a făcut tot ce a ținut de el ca să capete binecuvântarea bisericii pentru înmormântarea lui Rudolf în cripta imperială. Ca sinucigaș, acest lucru nu era permis, dar dispense speciale se puteau acorda rapid pentru orice. Rudolf a scris câteva bilete în acea noapte fatidică, poate trei, dar unul singur s-a păstrat, cel adresat soției sale. Cât despre biletele părinților, acestea se presupune că au fost distruse de ei înșiși. Rudolf i-a scris soției sale, Ștefania Belgiei, fica lui Leopold al II-lea al Belgiei. Dragă Ștefania, acum ești liberată de deranjul prezenței mele. Să fii fericită în modul tău. Să ai grijă de sărmana micuța noastră. Ea este tot ce mai rămâne din mine. Eu mă duc senin în căutarea morții unica care poate salva onoarea numelui meu. Te îmbrățișez cu afecțiune, Rudolf. Săraca prințesa Ștefania n-a avut deloc o viață senină cu un tată ca Leopold al II-lea, apoi căsătorită cu Rudolf, fericirea a durat prea puțin. S-a izolat la curtea Austriei pentru o perioadă, însă schimbările politice au dus-o să-și reconsidere viața. S-a recăsătorit 10 ani mai târziu, dar în relații bune cu fica ei n-a fost datorită implicării fetei în politică. Chiar și-a dezmoștenit la un moment dat fica. Ștefania a murit la 81 de ani și a scris o carte. Trebuia să fiu împărăteasă. Într-o altă ordine de idei, evenimentul a avut efecte devastatoare asupra căsătoriei cuplului imperial. Franz Iosef și Sisi erau oricum de mult timp în impas. Sisi, mai depresivă, venea susținută și de surorile ei și ele nu în formă prea bună mentală, iar împăratul, albit de atâta presiune imperială, a suferit cumplit. Imperiul pe care îl ținuse pe umeri atâția ani avea să treacă de acum pe mâini nepregătite. Nu că Rudolf ar fi fost cel mai în măsură, dar avusese înzestrări strategice și diplomatice remarcabile, dacă dădea la o parte mania pentru distracții și femei. Franz Iosef a mai trăit încă 27 de ani după fiul său, până în 1916, iar Sisi a fost ucisă 9 ani mai târziu. Moartea lui Rudolf a întrerupt linia normală de succesiune a dinastiei de Habsburg. Dat fiind faptul că n-avea niciun fiu, linia de succesiune avea să treacă la fratele lui Franz Iosef, adică la fratele tatălui, arhiducele Carl Ludwig, și apoi la fiul cel mare al acestuia, Franz Ferdinand. Dar incidentul de la Meierling n-a făcut doar ca succesiunea să se schimbe, a pus în pericol parcursul reconcilierii facțiunilor austriacă și maghiară din imperiu. Moartea celor doi amanți a creat speculații fără număr, ulterior. Scrisorile de adio ale Mariei von Wetzera, adresate mamei, fratelui mamei și surorii ei, au fost descoperite în seiful băncii din Viena la 126 de ani mai târziu de la moartea ei. Într-un bilet s-a făcut lumină în privința sinuciderii plănuite. Maria von Wetzera, fugind de acasă în acea noapte fatidică, i-a scris mamei sale că iubirea lui Rudolf era totul pentru ea și că era mai fericită moartă decât vie și îi cerea iertare și, în ultimă instanță, avea o unică dorință, să fie înmormântată alături de el, împreună cu el. Știa că nu avea să se mai întoarcă acasă la cei dragi, iar noaptea cu pricina a dus cu ea la Meierling un flacon de otravă, ca să poată să-i fie trecerea în neființă mai ușoară. Era cea mai înaltă dovadă de iubire pe care i-o putea oferi lui Rudolf. Acesta, în final, găsise un suflet care să-i fie întru totul de acord, chiar și cu moartea. În final, dragii mei, profeția unei bătrâne se împlinise. Femeia cu ochii întunecați și păr întunecat a întunecat mințile unui prinț. Și n-a fost moartea, ci baronesa Maria von Wetzera. Această poveste, dragii mei, a fost ecranizată în repetate ocazii, dar niciuna n-a respectat cu fidelitate personajele. Poate cea mai difuzată și cea mai cunoscută a fost interpretarea inegalabilă a Catrinei Deneuve și a lui Omar Sharif. Merită menționat faptul că incidentul n-a inspirat doar ecranizări cinematografice, ci și crearea unui ceas Mortimer Meierling, un model special dedicat tragicelor întâmplări de la castelul Meierling. Dragii mei, aceasta a fost povestea de astăzi. Otilia, povestitoarea voastră, ca întotdeauna, vă mulțumește pentru prezență și, dacă acest material v-a inspirat, v-a plăcut, sunteți liberi să-l distribuiți mai departe și nu uitați că îmi doresc foarte tare să apăsați pe acel clopoțel. Toate cele bune!